Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la Fără Prejudecăți. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Fără Prejudecăți este prima producție media din Europa pentru care lucrează 3 reporteri de televiziune cu sindrom Down. Fără Prejudecăți este emisiunea în care vorbim despre dizabilitate, ONG-uri, educație, sănătate și protecție socială. Emisiune realizată nu doar pentru persoanele cu dizabilități, ci și împreună cu acestea. Ei bine, doamnelor și domnilor, la Fără Prejudecăți vă prezentăm o altă față a dizabilității. O față plină de speranță, motivație și reușite. Vă invit să urmărim chiar acum subiectele ediției de astăzi și revenim în platou alături de primii noștri invitați. Persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere au dificultăți în a călători și explora lumea. În acest sens, Asociația Babylon Travel a realizat proiectul Terra Cognita, care și-a propus documentarea și promovarea unui traseu turistic pilot în centrul istoric al Clujului, adaptat nevoilor tinerilor nevăzători. Programul a debutat la 30 martie 2015, odată cu semnarea contractului de finanțare cu Primăria Cluj-Napoca și se încheie la sfârșitul acestei luni. Cum a decurs acest proiect și ce îmbunătățiri necesită, ne va spune invitatul Noghi Gabriel, președintele Asociației Babylon Travel. Beard Brothers revin în prim plan cu o acțiune umanitară. Componenții ONG-ului organizează mai multe evenimente caritabile pentru a strânge suma de 12.000 de euro. Cu acești bani, bărboșii își propun să achiziționeze un automobil adaptat transportului persoanelor cu dizabilități, care să circule în regim de taxi pe străzile Clujului. Cornel Haza va aduce toate detaliile despre cea de-a 8-a campanie a celor de la Beard Brothers. Nu în ultimul rând, Mihai Arsenie ne va prezenta poveștile de viață ale celor doi sportivi cu dizabilități, basketbalista Natasha Kovacevic și ruibistul Teodor Gheorghe. Natasha joacă basket de performanță, deși are un picior amputat, iar Teodor practică sportul cu balonul oval, chiar dacă îi lipsește palma de la mâna dreaptă. Toate acestea, dar și alte știri interesante, în jurnalul special. Așadar, doamnelor, domnilor, pornim la drum în ediția de astăzi a emisiunii Fără Prejudecăți cu primul subiect pe care l-ați și văzut în promo, iar pentru a dezbate acest subiect, respectiv acțiuni turistice pentru persoane cu deficiențe de vedere, îi am alături de mine pe doi invitați care fac parte din această comunitate. Este vorba despre domnul Gabi Noci, managerul acestui proiect, care a venit împreună cu Andrei Asofiei. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Un proiect inedit, un proiect interesant și mai ales un proiect de foarte bun augur și de folos pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe vizuale. Cum v-a venit ideea punerii în aplicare a acestei acțiuni? Ar trebui să pornesc atunci de la înființarea asociației, care are o vârstă respectabilă de 2 ani. Mai mulți precis, înainte vă dorim! Mulțumesc frumos! Mai precis, octombrie 2013, și ceea ce a stat la baza înființării acestei asociații au fost, de fapt, două lucruri care pentru noi sunt foarte importante. Atât profesional cât și de plăcere, noi călătorim foarte mult, iar pe de altă parte, eu sunt o persoană cu dizabilități de vedere și combinând cele două lucruri, mi-am dat seama că se pot face foarte multe lucruri bune în acest sens pentru tinerii și mai puțin tinerii din societatea noastră care au asemenea deficiențe de vedere sau sunt complet nevăzători. Înainte să intrăm puțin în detalii, aș vrea să fac o paranteză sau o precizare, pentru că mi se pare că ați exprimat o idee foarte, foarte importantă. Ați spus, chiar dacă vorbim despre persoane cu anumite deficiențe, noi călătorim foarte mult. Așadar, persoanele cu dizabilități nu stau și nu ar trebui să stea izolate în casă, izolate de alte activități din societate, ci pot să-și desfășoare toate aceste acțiuni în condiții absolut în regulă. Așa este. De fapt, scopul principal al asociației noastre este incluziunea, care se poate manifesta prin multe feluri, dar în cazul nostru ea este în principal promovată prin călătorii. Nu neapărat turism, dar călătorii pentru diverse scopuri. Avem, de exemplu, nevăzători complet, care circulă singuri de la Cluj la Liege, în Belgia, fără niciun fel de ajutor din partea părinților, familiei sau altor persoane însoțitoare, și călătoresc de mai multe ori pe an pentru că lucrează într-un ONG în Belgia, dar de fapt familia este aici în România.
Și atunci este ca un fel de navetă între cele două țări, exact, care iată se poate desfășura cu ușurință. Vreau să îl introducem în discuția noastră și pe Andrei. Andrei, tu ai șansa să călătorești în diverse locuri dacă îți dorești acest lucru? Da, sigur că da. De fapt, sora mea locuiește în Portugalia de ceva vreme și o vizitez destul de des. La un moment dat am fost în Finlanda la un prieten. E ușor pentru că aeroporturile îți oferă asistență și așa, nu e nimic a ieși din comun. Haideți să te întreb o altă chestiune. Pleci de pe aeroportul din Cluj-Napoca, aterizezi pe un alt aeroport într-o altă țară. Cum sunt acolo nu doar aeroporturile, ci și orașele, stațiile de metrou, de tren și așa mai departe, accesibilizate pentru persoanele cu nevoi speciale? Simți o diferență între modul în care stau lucrurile în România și ceea ce se întâmplă peste hotare? Uneori da, uneori chiar se simte foarte mult. De exemplu, am fost într-un oraș în Germania, Marburg. Toate treptele din oraș erau vopsite marginea treptei cu galben, ceea ce mi-amintesc așa foarte rapid. Și la fel în Finlanda, toate semafoarele aveau semnalizare acustică. Uneori se simte foarte tare diferența, dar și covorașele tactile iarăși peste tot. Le avem și în Cluj. Ar mai trebui un pic mai bine puse la punct. Au un defect. Despre ce este vorba? Este vorba că covorașele acestea sunt puse la marginea trecerii, dar dacă tu te deplasezi pe trotuar, tu mergi în paralel cu trecerea și nu ai de unde să știi dacă mergi și nevăzătorit cu baston, de obicei merg pe lângă perete că se ghitează după perete. Sigur. Clădire, gard, ce este? Și nu ai de unde să știi că în partea stângă este trecere și poți foarte ușor să treci pe lângă ea. De aia mai trebuie încă un covoraș tactil care să fie pus perpendicular pe cel care este, să fie în formă de T. Tu când ajungi la primul covoraș acesta de pe trotuar, atunci știi că în partea stângă este o trecere. Și ajungi la al doilea covoraș care e pus invers, care te anunță să nu calci mai departe încolo, că deja e asfaltul și circulă mașini. E doar una din două laturi la covorașele astea tactile care sunt necesare ca să funcționeze ca lumea. Vorbim despre ceea ce se întâmplă în Cluj-Napoca, însă vreau să te întreb acum dacă ai călătorit în diverse alte orașe din țara noastră. E clar, peste hotare lucrurile stau mult mai bine, mai ales în țările pe care tu le-ai punctat, Portugalia, țările nordice, sunt țări care au servicii consacrate și care, să spunem așa, dau tonul în ceea ce privește protecția și incluziunea persoanelor cu nevoi speciale. Ce se întâmplă însă în România, în alte orașe mai mici decât Cluj-Napoca? Există accesibilități? Te poți descurca acolo? Accesibilități nu prea. Din orașul din care provin eu, că nu sunt din Cluj-Napoca, nu prea este așa ceva. Vrei să ne spui despre ce? Da, e vorba de Pașcani, în județul Iași. Cred că nici în Iași nu prea am văzut accesibilizări așa de mult cu covorașe tactile. Cred că deloc, nu sunt sigur. Da, acolo depinde numai de nevăzător, de persoana în parte, cum e el obișnuit, dacă, na, practic cunoaște locul, abilitățile proprii. Și toate aceste facilități pot fi instalate, să spunem, la inițiativa autorităților care se sesizează în astfel de cazuri, sau e nevoie peste tot de ONG-uri puternice sau de ONG-uri multe care să sensibilizeze, să pună presiune pe factorii de decizie care ar trebui să ia în considerare acești factori? Da, probabil că trebuie cerute lucrurile astea, că în primul rând autoritățile poate că nu se gândesc chiar la toate, că na, au și ele multe pe cap. Plus că ei nu sunt în situație să știe ce să facă și cum trebuie făcut bine. Avem exemplu cu covorașele tactile. Intenție poate că este, de multe ori poate nu e informația
care trebuie. Care trebuie pus acolo. Noi chiar acum avem imagini dintr-un film, O zi cu patru simțuri. Este un film realizat de niște studente la jurnalism care au vrut să se pună, să zicem așa, între ghilimele, în papucii unei persoane nevăzătoare și au umblat prin oraș pentru a vedea dacă există accesibilități, dacă se pot descurca. Nemai vorbind despre această perioadă din Cluj-Napoca, un Cluj în construcții încă, după o vară în care în acest oraș toate străzile au fost sparte și așa mai departe. Am văzut chiar un reprezentant al comunității persoanelor nevăzătoare, domnul Vanda, directorul adjunct al Liceului pentru Nevăzători din Cluj-Napoca, a fost implicat, din păcate, într-un eveniment foarte, foarte trist, când a căzut într-o groapă prost semnalizată de la piața Mărăști. Iată, pe lângă aceste lipsuri, să le spunem așa, vorbim și despre inițiative foarte bune pentru persoanele cu nevoi speciale. Una dintre ele este cea pe care dumneavoastră, împreună cu asociația care a împlinit 2 ani, o puneți la cale. Așa este. Proiectul care s-a încheiat pe data de 24 noiembrie, numit Terra Cognita, este o continuare firească a proiectului de anul trecut, Terra Mirabilis. Ambele sunt finanțate de primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și au constat în crearea unui traseu turistic în centrul istoric al Clujului, adaptat nevoilor celor cu dizabilități de vedere, vorbesc de Terra Mirabilis anul trecut, și nevăzătorilor, Terra Cognita de anul acesta. Astfel încât, în prima fază, deci proiectul de anul trecut, a identificat traseul turistic, a format un grup de voluntari capabil să însoțească în siguranță nevăzători sau grupuri de nevăzători pe acest traseu turistic identificat și totodată am realizat o documentație, un ghid turistic, îi spunem noi. L-am văzut și în imagini, l-am prezentat și în ediția de săptămâna trecută a emisiunii Fără Prejudecăți. Am să vă rog să mi-l dați pentru a-l arăta la cameră. În același timp se naște o nouă întrebare din ceea ce spuneați dumneavoastră puțin mai devreme. Ați format special voluntari care îi însoțesc pe cei cu deficiențe vizuale pentru a putea să aibă acces la aceste trasee turistice. Vreau să vă rog, desigur, un curs de formare presupune foarte, foarte multă muncă, foarte multe sesiuni. Vreau pe scurt să vă rog să ne spuneți acum, pentru noi ceilalți din populația generală care nu am fost formați, cum putem pe stradă să ajutăm o persoană nevăzătoare să aibă acces la un muzeu, la un anumit obiectiv turistic din Cluj-Napoca. Câteva recomandări pentru publicul larg și nu doar din Cluj, pentru că emisiunea noastră se difuzează și în reluare pe TVR3 la nivel național. Nevăzătorii sau cei cu dizabilități de vedere care doresc să viziteze municipiul nostru se pot adresa în primul rând Centrului de Informare Turistică, care funcționează sub auspiciile primăriei Cluj-Napoca și care are un birou chiar în centrul Clujului, în Piața Unirii. Acest centru are exact aceste ghiduri turistice care le poate pune la dispoziția celor care doresc să viziteze Clujul, și pe lângă aceste ghiduri turistice au și lista voluntarilor care i-am format noi în cadrul celor două proiecte, astfel încât dacă este nevoie și dacă există solicitări în acest sens, pot fi contactați voluntarii noștri, iar ei, în funcție sigur și de programul lor, se pot prezenta la centru de informare și pot prelua nevăzătorii sau grupurile respective și pot ghida pe parcursul acestui traseu turistic. Ghiduri turistice adaptate, așa cum vedem aici, cu limbaj brai, care sunt accesibile persoanelor nevăzătoare, chiar și imagini, sau nici nu știu cum se numesc într-un fel anume aceste schițe. Aceste imagini sau aceste planșe tactile, de fapt, reprezintă partea inovatoare a acestor ghiduri turistice pe care noi le-am creat. Sunt replici ale clădirilor, ale obiectivelor turistice pe care persoanele nevăzătoare le accesează și atunci au o reprezentare tactilă, așa cum spuneați și dumneavoastră. Deci am avut un voluntar care, pornind de la fotografia monumentului respectiv, a reușit să realizeze niște schițe care apoi, cu niște aparate speciale care există la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, singur, au fost transpuse în aceste planșe. Și acum profit de ocazie și vreau să vă spun că alături de noi, la proiect, am avut parteneri deosebit de valoroși,
cum am menționat înainte, liceu special pentru deficienți de vedere, primăria Cluj-Napoca prin centru de informare turistică, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Asociația Nevăzătorilor din România. Iată patru parteneri de forță, să spunem așa. Liceul special pentru deficienți de vedere s-a regăsit în multe ediții ale emisiunii noastre cu realizări deosebite. La fel și Muzeul Etnografic, care găzduiește expoziții pentru persoanele nevăzătoare, expoziții foarte frumoase. Vreau să-l întreb acum pe Andrei, cum te ajută un astfel de instrument, de material, pentru a avea acces pe traseele turistice? Vine în ajutor. Bine, eu aici am fost parte din voluntari. Așadar, tu știi proiectul, să spunem așa, de la interior. Da, știu proiectul de la interior și plus că stând în Cluj de atâta timp, știu și traseul foarte bine. Pentru cineva care nu știe, să ai pe cineva care te ghidează și plus că să ai că în ghid turistic avem informații pentru fiecare obiectiv în parte, plus că sunt plajele care pentru un nevăzător iarăși l-ar ajuta să aibă o perspectivă asupra clădirii, pentru că poate să povestească cineva care vede detaliile și așa, dar ca o perspectivă asupra clădirii întregi este planșa tactilă, care ajută foarte mult. Persoane care nu sunt din Cluj, de exemplu, că cine poate să vină de oriunde, din țară, din lume, la centrul de informare turistică și noi îl ajutăm. E un avantaj foarte mare. Acest ghid al turiștilor pentru nevăzători se regăsește în alte orașe din țară? Ați reușit să aduceți la Cluj-Napoca în premieră acest material? Din câte știm noi, în România nu există așa ceva. Iar felicitări! Mulțumesc frumos! Să sperăm că după modelul dumneavoastră, în foarte multe orașe din țară vor exista astfel de ghiduri. Acum, dacă îmi permiteți să vă spun, noi deja avem un proiect în curs care, pornind de la aceste proiecte locale, a dezvoltat două activități importante, un training dedicat nevăzătorilor, care a avut loc acum în noiembrie la Cluj-Napoca și unde am folosit aceste ghiduri turistice în cadrul trainingului. Și a doua activitate va fi în Polonia în ianuarie. Este vorba de un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, unde participă 5 țări, alături de România, Polonia, Grecia, Italia și Belgia. Și în cadrul acestui training de la Cluj, cum spuneam, am folosit aceste ghiduri turistice și noi dorim ca pe viitor să dezvoltăm o rețea atât națională de orașe, să spunem, asemănătoare Clujului, din punct de vedere multicultural, multietnic, avem mai multe religii și așa mai departe, să identificăm asemenea orașe, atât pe plan național cât și internațional, și să încercăm cu forțele care ne stau la dispoziție să determinăm și alți parteneri ca în orașele respective să dezvolte asemenea program. Ceea ce ar fi de un real folos pentru persoanele nevăzătoare, care, iată, pot astfel accesa o parte importantă a acelui oraș. Trecând la mijloacele de comunicare, să spunem așa, moderne, știu că aveți pe rețele de socializare, aveți foarte multe comunități în care cu anumite instrumente speciale reușiți foarte bine să comunicați între voi, așa e, Andrei? Da. Te rog să ne dai câteva detalii despre asta. Mijloace de comunicare, da, avem Facebook îl folosim prin intermediul calculatorului este accesibilizat prin niște software-uri, niște programe care practic îți citește tot ce faci tu în mod normal. Da, nu folosești mouse-ul, folosești numai tastatura, dar da, după cum știe multă parte din lume, ai combinații de taste pentru orice. Și aceste software-uri îți citesc, de exemplu, într-un document text, prin folderele din calculator, dar și pe browsere pe internet. Și în felul ăsta poți să accesezi toate paginile aproape de web care sunt pe internet.
și printre care și Facebook. Iarăși aș zice telefoanele moderne, smartphone-urile, au accesibilizare pe ele, practic ele vin cu o voce, nu mai trebuie activată și sunt foarte, foarte facil de folosit. Și iarăși poți avea un messenger care e pe bază de Facebook, cumva, și să comunici cu alte persoane folosind telefonul mobil foarte ușor. Adică un bun canal pentru a disemina informații, pentru a disemina bune practici, în speranța că astfel de acțiuni, astfel de ghiduri atât de necesare se vor multiplica și în alte orașe. Vreau să te întreb acum, Andrei, care este traseul tău educațional? Ce faci tu în momentul de față? Ce școli ai absolvit? Eu am absolvit liceul pentru deficiență de vedere în 2007, în vară. De atunci am absolvit facultatea de kinetoterapie la Universitatea Avram Iancu și după aceea am făcut psihologie la Babeș-Bolyai, dar acolo mai am încă câteva restanțe. Și în momentul de față lucrez ca și masseur și cam așa. Așadar, în cazul tău, în urma unui traseu educațional la care înțeleg că ai avut acces fără probleme, ai găsit și loc de muncă, ești integrat în muncă, ceea ce în alte situații, în ceea ce privește persoanele cu nevoi speciale, este destul de dificil. Pe de altă parte, cred că trebuie să menționăm și faptul că la Cluj-Napoca o nouă premieră a liceului pentru deficienți de vedere, prima post-liceală de masaj din România. Așa este. Care, iată, formează specialiști pentru acest domeniu pe care îi împing pe piața muncii. Noi chiar acum avem iarăși imagini filmate chiar în această post-liceală din Cluj-Napoca. Pe de altă parte, mi-ați spus înainte să începem această ediție a emisiunii că acest proiect este doar unul dintre multele pe care asociația le-a pus la cale. Da, noi am pornit acum 2 ani în proiecte internaționale ca și parteneri alături de alte organizații care aveau mult mai multă experiență decât noi. Pe parcursul timpului am reușit să învățăm de la ei și încet, încet să ne dezvoltăm astfel încât să putem depune noi propriile noastre proiecte pe care să le coordonăm, care să fie totodată aprobate și finanțate de Uniunea Europeană prin programul Erasmus Plus, cum spuneam. Primul proiect pe care îl coordonăm ca și asociație Babylon Travel este proiectul numit Value the Difference și care își propune să realizeze incluziunea pe plan local și internațional, îndrăznesc eu să spun, a tinerilor cu dizabilități de vedere și nevăzători prin diverse activități sportive și de exterior adaptate cerințelor acestei categorii de tineri. Și cunoaștem foarte multe exemple în acest sens. Spre exemplu, chiar acum interpretul domnului profesor Adamescu a plecat împreună cu lotul României de Torbal într-o deplasare în Spania. Ei speră într-o medalie importantă acolo. Da, sunt mulți sportivi nevăzători. Știu că a fost la dumneavoastră într-o emisiune s-a prezentat judocanul Alex Bologa. Exact, sigur că da, ce se antrenează pentru campionate, pentru Olimpiada de la Rio. Exact. De-a dreptul. Au echipe sportive la liceu care sunt nu numai pe plan național, ci active și pe plan internațional. Sunt multe lucruri care se fac și adevărul este că această incluziune nu este doar un lucru unilateral. Incluziunea trebuie să se petreacă din două direcții. În primul rând, din partea nevăzătorilor și a celor cu dizabilități de vedere, care trebuie să înțeleagă că trebuie să iasă din zona lor de confort. Asta ce pe înseamnă trebuie să iasă din zona de confort concret? La ce vă referiți? Eu până acum 2 ani n-aș fi crezut acest lucru, dar prin natura activităților care le-am avut la liceu de nevăzători, am constatat că sunt foarte mulți copii și tineri cu dizabilități de vedere și nevăzători
care preferă să rămână în cadrul internatului, în cadrul familiei, în cadrul școlii și să exploreze. Da, sunt foarte fericiți să socializeze între ei, dar este foarte greu să-i scoți din acest cerc, să spunem, închis. Credeți că e comoditate sau teamă? Sincer, nu știu. Încă nu știu. S-ar putea să fie și una și alta. Pentru că stau să mă gândesc în ceea ce mă privește pe mine, la început. Bine, eu n-am fost cu deficiențe de vedere grave de la început. Eu de-abia în 1985 am avut o dezlipire de retină care a dus la acest lucru. Ei, după această dezlipire de retină, mi-a fost destul de greu să găsesc curajul și să încep să-mi reiau obișnuințele de dinainte. Dar se poate. Ei, acești tineri despre care vorbim acum, probabil și din comunitate, probabil și din teamă, e foarte greu să-i determin să iasă din zona lor de confort. Noi avem multe proiecte în care îi putem trimite în străinătate, la schimburi de tineri, la traininguri. E foarte greu să găsim participanți din rândul lor pentru aceste activități. Să ne întrebăm pe Andrei. Care crezi, Andrei, că e cauza pentru care, iată, întâmpinăm acest refuz, această, să spunem, probabil la prima vedere, pentru că stau și mă gândesc dacă nu cumva e un alt sentiment, o altă nevoie în spate, lipsă de implicare pentru acești tineri vis-a-vis de acțiunile pe care le spunea și domnul Gabi. La fel, nici eu nu aș ști să pun exact degetul pe ce e. Cum stau lucrurile în cazul tău atunci? Eu, deși complaci câteodată, e suficient situația în care ești câteodată, dar și ți-e un pic frică de ceva nou. Dar în cazul meu, nu știu, eu nu am avut neapărat o reținere. Ai avut momente în care ți-a fost teamă de necunoscut, de anumite locuri în care ai refuzat anumite implicări și ai spus nu pot să particip, când de fapt în spate era doar acest sentiment și de fapt dorința ta exista acolo? Sunt sigur că au fost, n-aș ști să zic unul exact acum. Cum ai depășit această teamă? Atunci nu e important să arătăm cu degetul, să punem exact degetul pe un eveniment anume, dar cred că e mai important dacă ai putea, dacă tu ai găsit o strategie care a funcționat pentru tine și care probabil ar putea să ajute alte persoane aflate în situații dificile de viață. Ce pot să spun eu, nu e neapărat un lucru la modul social, o reținere ce am avut-o, dar de exemplu când mi-a schimbat telefonul cu unul cu touchscreen, ecran tactil și așa, eram foarte speriat, am zis că nu mă bag în așa ceva. Până niște prieteni de-a mei și-au cumpărat, avea și mi-a arătat și mie și totul a fost ok și da, am acceptat și eu lucrul ăsta foarte repede, dar și asta m-a făcut. Am văzut pe cineva care folosea acel lucru, deci era în situația respectivă, am văzut cum se descurca și am văzut că și eu pot să-l fac cu o foarte mare ușurință. Și un lucru care înainte era un lucru care îl refuzam în totalitate, acum l-am îmbrățișat și chiar sunt foarte fericit că am făcut lucrul ăsta. Nu știu, trebuie să ai un pic de insight, să ai pe cineva sau să ai oportunitatea să vezi un pic ce se întâmplă, să vezi situația, să cunoști cât mai mult despre situația de care ție ți-e teamă sau... Ești adică uneori teama poate să survină din necunoaștere. Da, exact, da, ce spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme. Iată cât de mult a contat, cel puțin pentru Andrei, faptul că cineva a venit și a arătat cum să facă un lucru. Adică vorbim despre formare sau despre împărtășirea experienței sau despre ajutor, solidaritate până la urmă.
Acum, da, adevărul este că Andrei este un caz special, alături de încă vreo 2-3 tineri care pentru că a avut îndrăzneala și, să zicem, curajul să parcurgă anumite lucruri care pentru alții păreau imposibile. Și aici revin la ceea ce spuneam. Acest proces este în dublu sens. Deci este, pe de o parte, tendința sau necesitatea celor cu dizabilități de vedere să depășească aceste provocări, să le spunem așa, dar pe de altă parte și societatea trebuie să schimbe puțin punctul de vedere, pentru că în societate există acea tendință de a pune nevăzătorii și persoanele cu dizabilități de vedere într-o anumită categorie care nu poate să facă aceste lucruri sau aceste lucruri și, de fapt, este cu totul și cu totul altfel. Noi, în proiectul despre care vă spuneam, Value the Difference, am avut o parte din training, s-a desfășurat la Băișoara, unde am făcut activități extraordinar de complexe, la care participanții care erau nevăzători au participat cu mare plăcere, iar cei văzători, o parte dintre ei au fost legați la ochi și au făcut exact aceleași exerciții și li s-a părut extraordinar de interesant și au învățat foarte multe lucruri din aceste activități. Ce planuri aveți cu asociația pentru următorii ani? Iată, ne-ați convins că e o inițiativă serioasă care poate să ducă lucruri și să dezvolte foarte mult această latură a accesibilității în oraș și nu numai, pentru că vorbim de foarte multe proiecte frumoase. Ce vă propuneți să faceți mai departe pentru comunitatea persoanelor cu deficiențe de vedere și nu numai? Pe termen scurt avem această activitate care se va desfășura în Polonia, unde vom avea 40 de tineri din cele 5 țări despre care vorbeam înainte, în cadrul aceluiași proiect Value the Difference, unde vom desfășura o serie de activități care includ schiatul, patinatul, știu eu, bulgăritul, toate astea cu participanți nevăzători și cu deficiențe de vedere, la care ceilalți participanți văzători vor fi integrați în aceste jocuri, astfel încât să-și dea seama și să înțeleagă mai bine lumea celor nevăzători sau cu deficiențe de vedere și să înțeleagă că această lume nu este mult diferită sau practic deloc diferită de lumea lor. Andrei, vei fi acolo? Din păcate nu cred că o să fiu acolo, că nu-mi permite locul de muncă momentan și sesiunea care se apropie. Iar acele restanțe la chirurgie trebuie recuperate, exact. Nu? Da, și nu sunt tocmai ușoare. Din motivele astea nu știu, dar mi-ar fi plăcut foarte mult. Mai ales partea de schi de acolo. Partea de schi din proiect. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați fost alături de noi astăzi și pentru că ne-ați dezvăluit aceste frumoase inițiative pe care le aveți în vedere și pe care le și puneți în practică. Și vreau să vă spun că în același timp activitatea extraordinară a persoanelor nevăzătoare este valorizată la cele mai înalte nivele. Spre exemplu, o să vedeți și dumneavoastră și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, dacă veți urmări pe data de 1 decembrie emisiunea Inim de Români, o ediție specială difuzată pe TVR1 începând cu ora 21, veți vedea cum o delegație de la Cluj, formată din Denisa Dancio, elevă de vază a Liceului pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, împreună cu distinsul profesor Adamescu, care a fost și prezent într-una dintre edițiile emisiunii Fără Prejudecăți, însoțit de interpretul său Viorel Micu, vor fi premiați în cadrul acestei gale extraordinare. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost astăzi alături de noi. Mult succes în continuare. Vă mulțumim și noi. Mergem acum, doamnelor, domnilor, mai departe. Urmărim jurnal special cu știri din zona dizabilității prezentate de colegul meu, Mihai Arsenie, și revenim în platou. Rămâneți cu noi. Bună ziua, bun găsit la jurnal special, sunt Mihai Arsenie. Dacă nu se vor găsi bani, serviciul Peritel este în pericol să nu mai funcționeze. Membrii Fundației Părinților Clujeni fac un apel disperat pentru toți cei care îi pot ajuta cu o donație. Peritel este un serviciu telefonic care oferă non-stop sfaturi medicale pentru părinții care au copii bolnavi. Bună ziua, ce probleme aveți, vă rog?
Peditel este un serviciu care funcționează din ianuarie 2014. În fiecare zi, timp de 24 de ore, medici specialiști pediatri stau la dispoziția părinților cu sfaturi de specialitate. Din păcate, programul riscă să devină doar o amintire din cauza lipsei fondurilor. Ar fi o soluție să mergeți la UPU și să-i pună branulă și să-i schimbe antibioticul, să-i dați injectabil, că dacă nu ia pe gură, nu putem face tratamentul și nu-i trece boala. Fundația Părinților Clujeni asigură finanțarea cu mai mult de 50% a programului. Banii nu ajung însă, iar diferența suportată de primărie intră în conturile fundației cu întârziere din cauza procedurilor birocratice. În 25 trebuie să plătim contribuțiile conform convențiilor civile, avem nevoie până în 25 de 6.000 de lei ca să putem să fim la zi, să nu intrăm în penalități cu statul român. Peditel 1791 este un serviciu extrem de eficient, mai ales pentru părinții care se confruntă cu bolile de sezon ale copiilor. Dacă dimineața medicii rezolvă aproximativ 20 de cazuri, după amiaza și noaptea, numărul acestora se poate dubla. Foarte multe sfaturi pentru îngrijirea copilului, alimentație, efectiv tot ce interesează problemele, tot ce e legat de probleme pediatrice. Membrii fundației fac apel la părinți, dar și la companiile private care au posibilitatea să redirecționeze către acest serviciu 20% din impozitul pe profit. Medicii susțin că de când funcționează Peditel au fost înregistrate peste 17.000 de apeluri, dintre care 50 de cazuri au fost redirecționate către apelul unic de urgență 112. Gabriela Barbu, mama doi copii, spune că nu odată s-a folosit de sfaturile medicilor de la Peditel, evitând astfel să stea ore în șir cu cei mici la unitatea de primiri urgențe. De 4 sau de 5 ore am sunat. Și ce s-a întâmplat atunci când a sunat cu copiii dumneavoastră? Odată era febră, odată era o tusă persistentă, odată n-a fost ceva foarte grav, dar aveau ceva probleme la ochișori. Eram la țară, în vacanță și nu aveam pe cine să întreb și nici nu era neapărat urgent să ajung la urgență. Este util, că dacă mergem cu ei la urgențe, stăm acolo foarte mult. Adică mă gândesc că dacă sunăm, primim niște informații care ne-ar fi de ajutor. Și într-un timp mai scurt, da, până ajungem cu el la spital. Cei care vor să doneze bani pot obține informații de pe site-ul www.părințiclujeni.ro. Zi magică la școala specială Transilvania din comuna Clujeană Pațiu. Pentru prima dată, micuții de aici au asistat la un spectacol de magie. Teatrul de Păpuși Puc organizează de 7 ani Săptămâna Bunăvoinței, în care oferă spectacole gratuite copiilor aflați în situații dificile sau cu nevoi speciale. Evenimentul de astăzi a fost însă o premieră. Copiii au văzut multe spectacole ale Teatrului de Păpuși Puc, dar niciodată unul de magie. Spectacolul oferit de magicianul Florin nu este doar o simplă distracție. O să învețe despre culori, o să învețe numere, o să învețe un spectacol educativ de magie, pentru că așa e frumos să le faci copiilor un spectacol în care tot timpul să învețe ceva nou. Săptămâna Bunăvoinței continuă joi cu spectacolul Elefanțelul Curios. Reprezentația va fi oferită gratuit pentru elevii școlii speciale Cosmuța Flora. Și-a pierdut piciorul, dar asta nu a împiedicat-o să joace basket. Este povestea incredibilă și a Natașei Kovacevici, o tânără basketbalistă din Serbia. Sportiva a suferit un accident rutier în urmă cu 2 ani, dar grație unei proteze a revenit pe teren. La 19 ani, Natasha a fost greu pusă la încercare. Considerată ca fiind una dintre cele mai valoroase basketbaliste din Europa, tânăra a fost nevoită să-și amputeze o parte din piciorul stâng. În 2013, sportiva a fost implicată într-un teribil accident rutier în timpul unei deplasări cu echipa Gior, la care era legitimată. Antrenorul, dar și managerul formației maghiare și-au pierdut viața în accident. Nevoită să-și întrerupă cariera, Natasha a continuat să creadă că va putea juca basket din nou. Îmi pierdusem o parte din picior, dar realizam că măcar sunt în viață. Nu puteam gândi altfel. Tata îmi repeta că orice lucru care nu te omoară te face mai puternic. În mintea mea era un singur gând, acela de a juca basket din nou. Eram sigură că va veni și acel moment. Și cum visele devin realitate, basketbalista a primit o veste excelentă din partea medicilor. Aceștia i-au pus o proteză cu care să poată alerga. Imediat, tânăra și-a reluat antrenamentele și după 2 ani a revenit sub panou, la Steaua Roșie Belgrad.
La prima evoluție de după accident, basketbalista a marcat 5 puncte. Sunt foarte fericită și mândră să mă întorc acasă la Steaua Roșie. Parcă în acești 2 ani nu s-a întâmplat nimic. O să dau tot ceea ce este mai bun pentru că vreau să îmi ajut echipa. Mai trebuie să îmbunătățesc pregătirea fizică. Sincer, recunosc că am rămas puțin fără aer, dar cu antrenamente și multă muncă îmi voi reveni. Natasha Kovacevic este prima jucătoare cu handicap din Serbia, care face parte dintr-o echipă de profesioniști. Basketbalista și-a deschis și o fundație, cu scopul de a-i ajuta pe tinerii sportivi. Un alt exemplu de curaj este Teodor Gheorghe, un tânăr rugbist din București. Adolescentul nu are palma dreaptă, dar își dorește cu orice preț să facă performanță în sportul cu balonul oval. La doar 15 ani, Teodor joacă pentru echipa de Juniora Stelei. Râde, glumește, vociferează și se agită pentru orice balon. Așa îl descriu colegii de echipă pe Teodor. Acesta s-a născut fără palmă la mâna dreaptă. Inițial s-a apucat de karate, dar sportul de pe tatami nu l-a captivat atât de mult. De la centura neagră a trecut la placaje. În aprilie 2014 s-a decis să meargă la rugby, la recomandările unui prieten. S-a legitimat la clubul Steaua pentru că locuiește în apropiere și pentru că este fanul roșalbaștrilor. Teodor a fost trecut în linia întâi capilier. Handicapul nu îl împiedică să fie pe aceeași lungime de undă cu colegii săi. Nu dă înapoi când se lucrează la procedeele tehnice. Spune că îi plac placajele, dar cel mai fericit este atunci când evoluează în meciurile oficiale. Și antrenorul este mândru de Tudor. Îi place rugby-ul, participă cu seriozitate la antrenamente, îl ajută și ceilalți copii să îmbrace echipamentul, să se încalțe, îi leagă și returile. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Sunt Mihai Arsenie, la revedere! Mulțumim foarte mult, Mihai Arsenie, pentru aceste știri din zona dizabilității. Am revenit, doamnelor, domnilor, în platoul emisiunii noastre Fără Prejudecăți. Vorbim despre un proiect foarte, foarte frumos și foarte drag nou. Este vorba despre o nouă acțiune a celor de la Beard Brothers. L-am alături de mine pe Cornel Hoza, care ne dă detalii. Bună ziua, Cornel, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Sunteți cunoscuți ca și asociația Beard Brothers, dar în același timp ca bărboși și simpatici care fac lucruri extraordinare pentru comunitate. Cum v-a venit ideea înființării acestui grup și până la urmă cred că barba este un logo al vostru, nu? Da, barba a fost elementul care l-aveam toți în comun. A venit de la, era un grup de prieteni. Hai să avem cu toții barbă, hai să facem, facem grupul barboșilor. Întâi ne-am făcut grup. ONG-ul a intervenit după, la a treia campanie, atunci aveam nevoie de fonduri și atunci trebuia să avem și forma legală. Până atunci am preferat să mergem efectiv ca o mișcare colectivă și a comunității. Și de-aia pur și simplu v-ați hotărât, vom face un grup care merge pe acțiuni în comunitate pentru comunitate. Exact. Nu avem ca majoritatea ONG-urilor un specific anume, noi putem interveni unde ne dorim noi, unde credem noi că putem ajuta și aduce un aport de imagine și să creștem acel ceva. Și înțeleg că vă place și muzica rock. Cu siguranță, da. Cu toate astea nu sunteți sataniști, nu sunt așa sataniști, cum exact. Unele păreri, din păcate, au subliniat atunci când ați a fost vorba și despre incidentul din colectiv și țin să precizăm acest lucru, că dincolo de aparențe, dincolo de prejudecăți ale unor persoane care văd probabil lucrurile la suprafață și pe care nu avem căderea să le condamnăm, există persoane care fac lucruri foarte, foarte folositoare societății. Sunteți acum la campania cu numărul 8. Înainte să vorbim despre ea, vreau să-mi dai așa un fel de CV, un istoric al celorlalte campanii în care v-ați implicat. Ok, să zic foarte pe scurt, asta este campania numărul 8. Până acum am îndeplinit cu succes 7 campanii mai mari și am avut multe alte activități pe lângă. Nu știu, de exemplu, am fost să plantăm copaci, am împărțit cafele la studenți, am dat mărțișoare la domnișoare pe stradă, tot felul de acțiuni. Campania 1 a fost prima noastră campanie, ne știm neapărat cum să facem, efectiv am strâns haine de la oameni pe care le-am donat în Cluj la centru de plasament și la centru de îngrijire pentru vârstnici. A doua a fost o campanie în satul Bărboș. Da, am găsit Bărboș satul... și simpatici s-au dus la Bărboș. Exact. Da, a fost și o mișcare de marketing în campania respectivă. Am găsit satul Bărboș, acolo noi am mers în repetate rânduri și urmează să mai mergem acolo, avem planuri mari pentru ei. Ce faceți acolo la Bărboș? Până acum noi am ajutat cu tot felul de lucruri, alimente, haine și mai departe, dar avem, așa cum am spus, avem un plan sustenabil pentru ei.
este multă muncă legislativă și în background ca să ajungem să-l anunțăm, dar cu siguranță va fi. Este o surpriză. Da. Și înțeleg că vă avem invitat și la fără prejudecăți să ne spunem despre ce este vorba. Da, da. În momentul în care avem proiectul pus pe masă, atunci putem să-l dezvăluim. Okay. După aceste două acțiuni, a devenit treaba cât se poate de oficială, exact, în sensul că s-a constituit ONG-ul, Asociația Beard Brothers. Exact. După cum am spus, în a treia campanie aveam nevoie de fonduri, am strâns fonduri pentru un băiețel care suferea de sarcom Ewing Edward. Atunci am strâns, ne-am targetat să strângem 5.000, am reușit să strângem 3.300 de euro. Am catalogat-o ca fiind un succes, având în vedere că a fost prima. Ce e cel mai fain e că Edward și prin ajutorul nostru a ajuns să fie astăzi sănătos, a fost operat și s-a recuperat. Este un lucru minunat ceea ce ne spui acum. Și ne-a promis că o să fie membru la noi când îi va crește barba. A patra campanie, ne-am dus pe la festivaluri prin România și am ecologizat zona și am crescut, am făcut awareness în zona eco, nu îți arunca mucul de țigară pe jos, nu arunca peturi pe jos și așa mai departe. Am strâns, am ajutat, am premiat oamenii care nu au făcut asta. A cincea a fost Catch a Smile Day, o zi internațională a zâmbetului, decretată de noi, care a ajuns să se întâmple la nivel mondial. Anul ăsta a fost a doua ediție. Pornită de la voi? Da, pornită de aici, din Cluj. Și care acum se desfășoară la nivel mondial. Exact. Anul ăsta am avut și în Statele Unite, și în Chile, și în Cambodgia. Cum ați reușit să mișcați lucrurile de la Cluj spre... Puterea internetului este amazing și dacă știi cum se folosește de ea și dacă oamenii înțeleg că lucrul pe care îl transmiți e fain și așa, atunci eu o să vreau să se implice. Pentru că noi n-am cerut mult de la oameni, noi am cerut efectiv gesturi simple. Dă o acadea unui băiețel pe stradă să zâmbească sau dă un sandwich unei persoane fără adăpost. Fă lucruri simple într-o zi și atunci hai să zâmbim toți la nivel mondial. Și s-a întâmplat. Da, s-a întâmplat și vrem să o ducem cât mai sus. În fiecare an, pe 7 august, este chiar acest Smile Day. După care am avut campania numărul 7 Beards in School, care a avut ca target de început să achiziționăm rechizite pentru copii cu probleme și am ajuns să cumpărăm un microbus pentru grădinița specială Cluj. A crescut așa targetul de când am început-o, în două săptămâni ne-am dat seama că putem face mult mai de atât și ne-am implicat și am reușit. Și înțeleg acum copiii de la grădința specială din Cluj pot să circule cu microbuzul, da, au microbuzul lor. De către da. Voi. Noi am cumpărat acel microbuz și l-am donat. Fantastic. Și ajungem la motivul discuției noastre de astăzi. Mai avem una. Mai avem una. Da, okay, am trimis campioanele pe patine cu rotile ale Clujului la mondiale anul ăsta. Am strâns bani, am asigurat tot transportul, cazarea și tot ce a însemnat să ajungă ele acolo, iar fetele s-au întors cu medalii de aur, de argint, de bronz și așa mai departe. Ce înseamnă ca cineva să-ți dea la un moment dat o șansă pe care poate că cei responsabili nu pot, nu vor și așa mai departe, nici nu mai contează. Important este că, din ce îmi spui, înțeleg că voi interveniți acolo unde este nevoie și acoperiți lipsuri accidentale și de fond inerente oricărui sistem. Exact. Sport, nevoi speciale, acțiuni comunitare, acțiuni de ecologizare, iar acum în sfârșit ajungem la realul motiv al întâlnirii noastre de astăzi, campania cu numărul 8. Exact, campania cu numărul 8. De fapt, noi am lansat două campanii acum. Una e campania numărul 8 oficial, iar într-alta suntem parteneri. Dar o să vorbesc acum de campania numărul 8. Campania voastră. Da. Campania care se numește The Beard Mobile, pe modelul The Batmobile al lui Batman, prin care noi vrem să achiziționăm o mașină pe care să o transformăm în taxi comunitar. Asta înseamnă că va transporta persoane cu dizabilități, cu deficiențe și cazuri sociale ca o urgență în mod gratuit. Deci noi o să achiziționăm mașina și o să atragem parteneri care să susțină... Care să acope costurile, exact, de funcționare, benzină, întreținere, șofer, plata șoferului și o să așa avem mai și... departe. O să, în prima fază să vrem să angajăm un singur șofer care să lucreze undeva la 8 ore pe zi. Ce este nevoie extra o să suplimentăm noi din cadrul organizației în regim de voluntariat.
Dispeceratul va fi în cadrul organizației, tot în deci regim va de... funcționa ca un... ca o firmă de taxi. Ca o firmă serioasă de taxi. Și cum veți face selecția cazurilor? Sau pur și simplu... În primă fază, noi o să... Am început să luăm legătura cu asociații de specialitate, care ei o să ne furnizeze o bază de date. Bază de date. Iar noi o să discutăm cu oamenii respectivi și o să vedem dacă sunt eligibili sau nu. Este foarte important pentru noi ca nimeni să nu profite de acest. În sensul ăsta vreau să te întreb așa, dar ați asigurat și această parte. Exact. Să aveți o evidență cât se poate de clară a celor care au cu adevărat nevoie de acest serviciu. Nu e deloc lucru de neglijat faptul că s-a alăturat mișcării voastre și o trupă de fete. Exact. Trupa de fete s-a alăturat anul acesta, în martie, dacă nu mă înșel, am făcut lansarea oficială. După un an și ceva de activitate doar a bărboșilor, am decis că e momentul să se intervină și sexul frumos, pentru că de-a lungul timpului au fost multe tinere, care și nu neapărat tinere, pentru că în momentul de față Sisterhood este între 19 și 36 de ani. Și am considerat că e momentul să creăm contextul, pentru că era un pic ciudat să fie fete în frăția bărboșilor. Și am creat atunci The Sisterhood. A fost un... Am fost surprins și extrem de plăcut, pentru că în 10 ore de când am anunțat înscrierile pentru interviuri, s-au înscris 125 de fete, în condițiile în care noi nu oferim nimic. Niciun membru la noi nu are niciun fel de beneficiu financiar, doar cel sufletesc, și pe lângă asta o grămadă de responsabilități și timp dedicat. Dar oferiți o platformă de manifestare, să spunem așa, intențiilor bune și frumoase și cu impact pentru ceilalți, și cred că asta sensibilizează foarte mulți oameni să vină și să facă parte din mișcarea voastră sau să o susțină. Da. În același timp, vă pregătiți acum și de party. Exact. Partidul aniversar de 2 ani. 2 ani, un party aniversar care iarăși are o miză importantă. Și da. Acesta. Noi de-a lungul timpului am mai făcut party-uri și acum facem. Toate acțiunile astea, noi de fapt sunt strângere de fonduri pentru campania în derulare. Noi, în momentul de față, aniversarea celor 2 ani este un coș pentru campania numărul 8. Avem 4 artiști foarte faini, zicem noi, care pe această cale țin să le mulțumesc, pentru că ei au renunțat la onorariile lor de artiști pentru a susține cauza noastră, și aici o să-i păunesc pe Gojira Planetei, Ciargatu, DJ Sos și Ursul Dub. Unde va avea loc manifestarea, ce cuprinde? Încă preferăm să... Încă nu ați anunțat. N-am anunțat locația. Tot ce vă pot asigura este că va fi o locație care va beneficia de toate reglementările și normativele ISU și așa mai departe. Și noi ne place să ne jucăm de multe ori cu secrete din astea. Anunțăm mai târziu sau... Așteptăm foarte curioși acest amănunt. Să nu uităm, cum le spuneam telespectatorilor noștri puțin mai devreme, emisiunea noastră se difuzează la nivel național și sunt absolut convins că sunt persoane din alte localități, nu doar din Cluj, care vor să vină să susțină această cauză. De ce nu să poate chiar să facă parte din proiectele pe care voi le puneți la cale? Îi invităm și așteptăm cu drag. Așadar, de aia spun, abia așteptăm să anunțați această locație, pentru că vom dori și noi să fim prezenți acolo, să fim alături de acțiunea voastră. Cred că întrebarea are, nici nu mai are vreo relevanță acum să te întreb dacă sunteți siguri că veți reuși să achiziționați acest taxi, pentru că răspunsul vine ca de la sine. Răspunsul este nu cred că este opțiune să nu-l achiziționăm. Adică noi de obicei tot ce ne-am propus și am bugetat realist pe ce putem și ce credem că putem duce. Aveți specialiști în științe economice sau pe cineva care vă ajută, sau pur și simplu sunteți voi foarte buni? Noi suntem oameni cărora ne place să ne implicăm. Cu siguranță avem, având în vedere că suntem 60, sunt și studenți la științe politice, sunt și barman, sunt și... Deci designer aveți o este foarte largă, exact, de persoane care, a căror experiență pusă la comun, iată, naște astfel de lucruri. Îți mulțumesc foarte mult, Cornel, pentru că ai fost alături de noi, pentru că ne-ai prezentat această inițiativă extraordinară. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. La fel cum vă spuneam, doamnelor, domnilor, la începutul ediției de astăzi a emisiunii Fără Prejudecăți, vorbim despre o emisiune în care vă prezentăm cealaltă față a dizabilității, plină de speranță și încredere, iar inițiativa prietenilor de la Beard Brothers exact aici se încadrează. Vă spun acum că ediția de astăzi a ajuns la final. Sunt Ovidiu Damian și vă doresc tuturor un weekend excelent. La revedere!